Eu am făcut o nefăcută și de fapt am făcut un bine. Acum stai în cer unde e orezul. Nu l-ai văzut? Că eu nu-l văd. Nu știu unde l-a pus Bianca. La un moment dat m-am gândit că poate ar fi o pedeapsă. Poate am primit o pedeapsă și nu știm noi. Păi e dubios că dacă... Îi zice ce-a făcut. Ia-i capitanul Bia, zice, după mâncare. Deci ea trebuie să știe. Și mi se pare că se comportă suspicios. Păi normal. E singura neagitată că n-au mâncare. Exact. A făcut ceva cu orezul. Te se răzbune pe ăștia? 100%. Toate bănuielele au picat pe Bia că ar fi făcut ceva cu proviziile. Aici sunt mai multe variante. De ce a făcut asta? Eu cred că Bia vă face o față cu față. Dar ce ar face chestia asta, că nu înțeleg? Păi ar vrea să răzbune pe voi, nu știu. Pentru ce? Păi ea și-a răsoftica rău, tu nu știi. Cu ce s-a ofticat? Cu ce? Cu... Da, maxim. Nu știu. Și am dedus că ea, adică era singura chestie, a aruncat mâncarea ca să ne pedepsească pe noi. Pentru că nu suntem o echipă. Ți-e foame? Îmi dai seama că mi-e foame. Dar acum... Tuturor ne-e foame. Ce să facem? Și fasolea aia nu va ajunge să o faceți, să o mâncați, să o poartiți în cinci? Păi nu, că e aleasă. E trei boabe acolo. Cine să mănânce? Eu nu mănânc, mănâncă ei fasole de aia. Am aruncat mâncarea pentru că oricum toată lumea se plângea că nu e bună. Iar orez, iar fasole. Eu îi iubesc pe echipierii mei, așa că am zis să le fac un bine. Oricum toată lumea vrea să facă fasting, trebuie să slăbească. Au toți colăcei, burtică, prea îmbrăcați stau. E un semn că trebuie să-i ajut să slăbească. Suntem niște sclavi. Nu, e că poți să-ți cumperi libertatea când vrei. Știi? Sclavie. În debt. Nu o prinsese, mă gândeam la joc. De jocul e cum trebuie să fie. Nu. Ar putea să fie mai frumos jocul, dacă ar fi persoane mai frumoase și ar avea tupeu să spună în față. La cine te referi? La Ami? Da! La mine și la Anisia, da. Atâta știți. Să vorbiți pe la spate. Bine, am încercat să zic. Dar nu mai ascultați. Când vorbesc eu și liniștea tace, da? Atâta timp cât tu nu îmi spui în față, tu trebuie să taci. Du-te așa, cum faci de fiecare dată. Faceți, mergeți și vorbiți. Am ales să plec, să evit, pentru că e așa un adevărat circ. Că dacă mă pun cu ea, nu știu cât de bine ar ieși. Și oricum e foarte multă tensiune în camp. Îmi cer scuze că vă deranjez, dar nu mai aveam unde să merg. Stai tu liniștit aici. Tocmai am fost făcută. De cine? Și e adevărat? Mi-a zis, taci. Bă, l-ai aruncat-o mâncarea? Am mâncat-o eu, n-am fiert-o și am mâncat-o și acum mai am puțin și mie la spital. Nu știu, habar n-am ce cu mâncarea. Nu știu, nici eu nu am mâncat. Dar tu când te-ai dus și ai luat mâncarea de acolo, atâta era? Am venit, am adus și era. Ce ai găsit pe... Ce era în cutie. Am adus cutia și era cu borcanele, 5 borcane. Ce era, am adus. Și în borcane era doar fasole? Era ce era pe masă, ce v-au arătat fetele. Păi înseamnă că sunteți pedepsiți. Exact, așa e. Să o căutăm? Deci. Păi da. Pe sub pat, pe unde, în ladă. Nu cred că... Cred că face crize dacă îi umblăm prin lucruri. I don't care. Printre lucruri. Hai mă, ce are lucruri la ea, pe bune? O să ne dea în judecată. Are toată lumea aceleași lucruri. Cauți orezul?
Da. Detectivii. Eu nu cred că există. E un gest atât de idiot și de om prost. Cum s-a ascuns mâncarea când toată lumea e vai de capul? E ora cât o fi și n-a mâncat nimeni nimic. Chia. Nici ea nu mănânc. Dar în rucsac te-ai uitat, Alex? Stai de 6 acolo. Am. Zic eu. Da, pușesc, stai că dacă e ceva. Stau eu acum. În ghezdan, nu? E ceva de... Îți vine să te dai cu capul de un bambus. Să mor eu. Până când nu-mi recunosc că a vorbit, puteți să aveți de tot ce vreți cu mine. Puteți să mă faceți cum vreți voi. Eu mâine, dacă nu recunosc ăștia că au vorbit despre mine, și mâine n-o să mănânce nimeni. Și pui mâine, la fel. Și nu mănânc nici eu. Trebuie să vină toți, toată echipa, să se strângă în fața ei și să spună: da, Bia, am greșit, te-am bârfit, am vorbit urât despre tine. Și ea, în mărinimia ei, o să spună: vă iert, proștilor, mâine o să mâncați. Mara, ești nebună. Nu mă interesează, eu nu mănânc. Nu mănânc. Până am înțeles de... Și dacă vine premiu, nu mănânc. Îl arunc pe jos, până nu-l recunosc. Așa, cu premiu mână, zic. Cine l-a câștigat? Tu. Ai vorbit despre mine? Nu? Pac. Scurs și la obiect. Îi pedepsesc pe păcătoși care nu au tupeu să-mi recunoască că vorbesc prost pe la spate. Cum a făcut Mara, cum a făcut Anisia, Alex, Ruxi. Ruxi s-a dus să ia mâncarea în calitate de nu ne interesează ca Bia să fie lider. Exact, asta e calitatea. Liderul trebuie să... Dă-te la o parte, Bia! Dă-te la o parte, Bia! Fetelor, Ami! Ba, dar lider... Nu vreau să iau mâncarea! Nu mai ești lider! Nu vreau să iau mâncarea! Nu mai ești lider! Bia reacționa fix cum așteptam, foarte violent. În timp ce veneam eu cu cutia cu mâncare, a venit spre mine și a zis că ce faci, eu sunt lider. Liderul ea. Și zic, nu mai ești lider, gata, stărnea cu liderul și dacă ești lider, toată echipa vrea să mănânce. Eu am gastrită, mă doare... Și mie mi-e doare că te doare și să-ți asumi asta că nu mai ești lider. Ok, asumați-vă și voi când vorbiți. Chiar și Alex, care e în stările lui de anxietate, a rezonat cu noi, a fost împreună cu noi și a ridicat și el mâna. Nu mă interesează să fiu lider, mă doare... Și la veturerea ta fake de stomac, pentru că nu ai probleme cu stomacul. Fake de stomac, ai Bia, că aveți, deja... Aveți f***ing probleme cu vorbitul pe la spate, cu toată lumea și despre toată lumea. Doamne, nu mă interesează. Eu nu am mai vrut să-i pedepsesc astăzi, pentru că deja sunt pedepsiți de soartă. Eu astăzi am vrut să le dau mâncarea, pentru că oricum doar la asta sunt buni. Eu mâine, dacă nu recunosc ăștia că au vorbit despre mine, și mâine o să... N-o să mănânce nimeni. Și pui mâine, la fel. Și nu mănânc nici eu. Nu mă interesează! Nu mă interesează! Eu n-am mâncat! Eu nu am mâncat! Nici eu nu am mâncat! Că nici eu nu am mâncat! Nici eu nu am mâncat! Cum ce faci? Nu mă interesează, cum pe tine nu te interesează, că nu mă interesează, nici pe mine nu mă interesează. Oh, oh, oh.